Veți face cunoștință astăzi cu Gașca Zurli. Veți cunoaște două fetițe, una mai zurli decât alta. Sophie și Fetița Zurli! Bravo! Și acum, doamnelor și domnilor, îl veți cunoaște pe cel mai important constructor din România, pe cel mai mare, pe cel mai iubit, pe constructorul care construiește zâmbete. Este chiar el, Iupi! Iubi, interpretat astăzi de cel mai tare tătic și cel mai iubit tătic din Gașca Zurli, chiar el, Dan Cruceru! Sophie, tu ai știut că e tati al tău? Păi și de ce nu mi-ai spus și mie că eu l-am văzut acolo în spate, l-am văzut cu casca, l-am văzut cu costumul lui Iupi și am zis, a venit Iupi la filmare. A, i-a făcut o surpriză lui Sophie. De fapt, voi ați spus la cale toată povestea asta? Da. Eu am pus în Gașca Zurli toată experiența mea de mamă. Nu sunt lucruri inventate sau citite de mine în diverse tratate de educare a copilului. Sunt lucruri pe care eu le-am făcut acasă cu copilul meu și am înțeles că ei au nevoie de asta, să ne jucăm. Și tu ai văzut că noi facem asta pe scenă. Este foarte important pentru copii să fie prezent, să fie parte activă, să-i luăm în serios. Noi ne uităm tot timpul, așa ar trebui să facă și părinții. Să fie tot timpul în contact vizual cu ei și să inventeze lucruri simple și extrem de accesibile. Ce culoare au pupicii tăi? Pupicii mei cu sclipici au cea mai frumoasă... Stai, stop! Stai. Nu spune! Nu? Uite, face zâna bună un pas în față. Da. Te rog frumos, Sophie, uită-te bine la zâna bună din cap până în picioare, gândește-te care este culoarea în care este îmbrăcată și răspunde tu la această întrebare. Ce culoare au pupicii fetiței Zurli? Roz. Eu cred foarte tare, Dan, că trebuie să li se spună copiilor povestea potrivită sufletului lor. Poți să folosești oricâte cuvinte, dacă nu ajung acolo la înțelegerea lui, te-ai chinuit degeaba. Copiii învață de la Zurli că mami și tati îi iubesc mai mult decât orice pe lume, că trebuie să ceară pupicul de noapte bună dacă părinții n-au învățat să-l dea deja, că părinții scapă o lacrimă atunci când noi cântăm nu vreau soare, nu vreau lună, vreau pupic de noapte bună. Asta înseamnă că mami își dă seama, venind la Zurli, că petrece prea puțin timp cu mine și că o cameră în plus la casa noastră mare și o mașină mai bună pe mine nu mă face fericit. Am o căsuță mică, așa, 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 și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, 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 și lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Sophie, se întâmplă ca tati să vină vreodată seara obosit acasă, se întâmplă, nu? Și obosit, tati, acum ești obosit, da, ești foarte obosit. Ce facem noi când vin părinții obosiți sau când au discuții între ei sau când nu au prea bună dispoziție? Ce facem, Sophie? Le punem cornetele. Magice. Și? Magie! În orice casă se găsesc niște cornete sau o pietricică sau orice lucru care poate fi declarat în casa aceea obiectul magic, cel care ne readuce puterea și veselia. Sunt că sclipii.